La bună întâlnire, dragilor și dragilor! Astăzi răsfoim o poveste. O poveste, v-ați dat și seama, sunt pe terenul de fotbal echipat corespunzător la Sacou. Nu sunt conducător de club și nici nu-mi doresc să fiu. Undeva, în mijlocul decenului 7, debuta un personaj destul de atipic pentru acei ani, la Universitatea Cluj. Și debuta taman în poartă. Nu vă mai țin secretul să vă spun despre cine este vorba. Eroul de poveste de astăzi la Poveștile lui Pilu este Marcel Lăzăreanu. Marcel, bine ai venit în poveste și îți mulțumesc că îmi dai șansa să o răsfăiesc. Îți mulțumesc și eu pentru invitația cu care m-ai onorat și îmi face plăcere că prin intermediul tău, al vostru, pot să, din nou să fiu în atenția spectatorilor, telespectatorilor, a clujenilor. Suntem pe stadionul Universității Cluj, actualul Cluj Arena, fostul Ion Moina, suporterii spun Dr. Mircea Luca, puțin mai deviat, cu 4 grade, dar suprafața de joc este cam aceeași, poarta e în spatele tău, aceeași dimensiune, bine, am evoluat, avem alte crampoane, altă rezistență a firului la plasă, dar pe mine nu asta mă interesează la început, mă interesează cine este Marcel Lăzăreanu, de unde vine el? A cui pui de dag este? Cred că mă mândresc cu faptul că m-am născut în Cluj, am crescut în Cluj, părinții mei la fel, bunicii mei la fel. Nu locuiesc departe, în linie dreaptă, la 100 de metri, peste Someș de stadion. A fost un avantaj și o chemare la care eu am răspuns destul de devreme. Părinții mei au fost profesor universitar, mama mea lector la Universitatea Babeș-Bolyai, de mic copil. Pe vremuri, ții foarte bine minte, cutreieram în weekend toate sporturile și toate competițiile clujene, începând cu handbal, volei, basket, atletism. Pentru mine a fost semnificativ faptul că, ce ții minte? Primele impresii, primele amintiri la 3 ani de zile pe terenul ăsta și nu numai, mă duceau în brațe. Ivan Suc, Georgescu, Mateanu, Cromeli, Horațiu Moldovan, Petru Emil. Deci eram copilul trupei. Am crescut cu ei împreună. Mă uitam la ei ca la părinții mei adoptiv, ca să zic așa. M-au adoptat. Toată ziua eram pe stadion. Da. În spatele porții stăteam așteptam să vină repede câte o minge, când erau antrenamente, eram fericit. Și nu o lăsam până nu ajungeam aici ca să le-o dau înapoi, de-abia așteptam să trag la poartă. Sau portarii dinaintea mea, antecesorii mei, de-abia așteptam să-și rupă un șiret, să schimbe pantalonii, să fugă în poartă, să-mi tragă la poartă. Deci în această atmosferă am crescut și am învățat spiritul Universitatea Cluj, dragostea pentru Universitatea Cluj. Este aproape inexplicabil ceea ce doresc să E ciudat pentru că atunci exista un duh, o combinație în acel duh de școală și sport. Atât cei dinaintea ta, cât și cei după tine, până la un moment dat. Pilu, într-adevăr, ai o dreptate. Mare dreptate. Un Cluj nu putea fi confundat altfel decât cu spiritul academic, universitar. Creșteai în acest spirit. Eu cel puțin la fel. Din familia mea vorbesc, în mediul în care eram. Hai să fac o mică pauză așa în această idee, în sensul că veneau Craiova, Dinamo, Steaua, spuneau, la ce putu? Măi, Lăzăreanu, mă. Păi când intri în Cluj trebuie să-ți dai jos pălăria aici, mă, la voi. Sunteți niște domni. Așa este. Așa era. Domn eram probabil atât în Cluj, în oraș, mediul respectiv, cât și pe teren. Echipa era foarte iubită, chiar și de alții. Iubeau alți fotbaliști de la alte grupări pe universitatea mai mult decât gruparea pe care și-o admirau, pe care o serveau. Păi țin minte că, într-un interviu de-a tău spuneai că au umplut stadionul Steaua din București, Ghencea, cu soldați, crezând că vor striga pentru Steaua, iar militarii strigau, haide-u! Nu era suflatele de om să sufle, nu mai contau, minoritatea aia era anihilată. Într-adevăr, era grozav. De asta am și făcut rezultate bune, țin la Steaua, întotdeauna. Foarte, foarte rar dacă am pierdut, eu nu țin minte.
La fel era la Dinamo. Era cu totul altceva, dar era cu alt, nu erau chiar. Erau mai mulți milițieni, erau mulți civili. Așa, făție de soldați. Soldații n-aveau încotro. Așa. Dar ceea ce vreau să spun, că acest spirit universitar, acest spirit de studiu, acest elan studențesc, așa cum este în imnul nostru al universității, s-a reflectat în viață. Nu era niciun fotbalist care să nu fi trecut pe universitatea, să nu fi avut studii superioare, mici excepții, sigur, care întâlnesc au fost, sigur. Studii superioare și să nu se realizeze în viață. Ingineri, avocați, profesori, doctori, oameni deosebiți și oameni care ulterior, după ce și-au făcut această școală a vieții în cadrul universității, mergând mai departe în viață, au fost și au reprezentat niște valori în afara urbei noastre. Mi-aduc aminte acum, am fost invitat, tot așa, a fost o onoare deosebită pentru mine, că am fost invitat la aniversarea clubului sportiv, sigur 100 de ani, și am fost impresionat de multitudinea de persoane, de ținuta lor, de titlurile pe care au, oameni deosebiți. A fost o trecere revistă a celor 60 de ani, mai mult de 60 de ani, de activitate, de istorie, ai mei față Universitatea Cluj. M-am întâlnit cu atâția fost sportivi, care și acum sunt niște oameni deosebiți și reprezintă niște, așa cum ți-am spus, niște valori. Universitatea Cluj a fost, în primul rând, sigur, pe lângă fotbal, a fost, în primul rând, o școală deosebită. Remus Câmpianu foarte bine picta vestiarul Universității Cluj, spunând, vestiarul este o catedră. Acolo s-a învățat tot. Acolo știa să plângeți, acolo știa să cântați, acolo știa să vă bucurați, acolo știa să vă antrenați. Acolo era în întregime. Marcel, asta e Universitatea Cluj. Dacă îmi permiți aici să completez. Era un vestiar ăsta, stadionul era, tribunele erau, într-adevăr, dar totodată noi am fost propriu-zis și la, mergeam în sălile de curs, dădeam toată silința să nu lipsim de acolo. Ne înțelegeam cu antrenorii, făceam antrenamente duble seara. Sau când era ca să nu lipsim. Deci era un interes de a învăța. Această o idee pe care tu mi-ai sugerat-o anterior era de dorința. Deci, datorită acestui mediu și nu numai acestui mediu, fiecare dorea să devină ceva în viață mai mult decât fotbalist. Corect. Nu mai fotbal, cum din păcate astăzi sunt așa, și să nu ne mărginim doar la această situație, ci să ne completăm universul nostru uman. Și eu, de exemplu, am avut dorința mea extraordinară în viață, a fost încă de pe băncile școlii, sigur, să devin fotbalist din momentul în care știu că stăteam în picioare, iar doream foarte mult de pe băncile școlii să fac paralel fotbal și universitate, fotbal și drept. Ai vrut să fii avocat. Avocat, exact. Lucru și am realizat acest lucru și mă bucur. Sunt avocat de exact de 40 de ani, cu același loc de muncă, la Baroul din Cluj, și mă mândresc cu treaba asta. Dă-mi debutul tău în poarta universității, când toată lumea, eu am și spus la începutul poveștii, este un personaj interesant, pentru că atunci erai ca și acum chel, apăreai cu o bască chic, foarte rar, și erai un personaj. Tu devenisei plus. Deci Universitatea Cluj plus un personaj. Debutul tău la Universitatea Cluj. Debutul meu propriu zis a fost în 74, la un meci de la Pitești cu campioana țării, unde înainte cu o lună de zile, ca să fac o paranteză, eram la 6-lea portal universității și printr-o conjunctură favorabilă, am devenit în acel moment titular. Doctorul Luca, care neapărat trebuie să subliniez faptul că era un apostol al Universității Cluj. Și pentru mine a fost cea mai emblematică și este. De aceea și veghează fața stadionului și astăzi. Așa. El a fost cel care a avut încredere în mine, mi-a călăuzit pașii, m-a titularizat împreună cu antrenorii Avram și Băluțiu. Și până atunci, sincer îți spun, înainte cu o lună de zile săream gardul ca să văd meciurile. Sau, așa, intram clandestin de multe ori la meciuri.
Deci, asta am vrut să spun, că am debutat la meciul cu FC Argeș, campioana țării, și se pare că am avut un debut foarte bun, am primit nota 10. La sfârșitul meciului, foarte multe nu mi-amintesc totuși din timpul meciului, pentru că cred că eram hipnotizat. Nu credeam eu vreodată că voi apăra poarta universității. Și în momentul ăla a venit prea repede, mi s-a spus două ore înainte, aper. Nu contează, vezi, zici de treabă, ai încredere în tine. Și m-am trezit că apăr pe poarta universității, ceea ce, ca și cum ar fi o călătorie pe Jupiter sau pe Saturn. Zic, nu se poate, eu, de la Universitatea Cluj, dar ce-am făcut când merit această mare onoare? Așa. Și în momentul, atâta rețin că a venit la mine după meci, a fugit spre mine Dobrin, cel mai mare fotbalist român al tuturor timpurilor, așa îl consider eu, m-a luat în brațe, m-a pupat. Și nu ești singurul? Și m-a întrebat, copile, cine ești tu? Cum te cheamă? Cum ai apărat tu atât de bine? Și m-am uitat la el, nu vedeam să cred. Dobrin, pe care eu îl vedeam la televizor, în poze, și îl admiram atât de mult, mă ține pe mine în brațe. Următoarea a venit Mustețea, cel care fusese la Universitatea Cluj și m-a recunoștea. Și a zis, băi, Marcele, cum ai, ce mult te-ai dezvoltat, ai crescut, ai evoluat, formidabil. Și următorul a venit antrenorul echipei naționale, antrenorul echipei olimpice a României, și își nota, cum te cheamă pe tine? Păi zic, Lăzăreanu, câți ani ai? Păi 18 ani și 19. Și nu ești în echipa națională junior? Care junior? Păi nu m-a băgat nimeni seama până atunci. Și nici la tineret, nu. Nu nimic, miercuri vii la lot olimpic. Am zis, nu se poate, prea multe. Nu realizez, trebuie să mă trezesc din visul ăsta frumos. Cam asta a fost. Și apoi, deci ai avut 90 de minute pline. Da, da. Și paradoxal, singurul gol care l-am primit, se spune că au fost foarte multe ocazii, dar sincer, fără niciun fel de fază sau alte, nu țin minte acel meci, multe faze, altfel multe, alte, apoi n-am mai curs restul, dar la meciul ăla nu. Atâta doar că știu că mi-a dat Remus Vlad primul gol din viața mea în Liga 1. A fost o mare bucurie, dar în timp devine și ăsta un semn, o onoare, ca să zic așa. A fost frumos și sigur apoi mi-am continuat activitatea, am primit încurajări, am fost în continuare apreciat, iubit, sprijinit de fotbaliști. Deci în afară de generația care ți-am spus că mă ținea în brațe, se jucau cu mine, îmi cumpărau înghețată, mic copil de la 3 ani de zile, această generație a doua, cu Crețu, Pexa, și Solomon, acum cu ai devenit Anca, cu Lică, cu Barbu, cu Adam, și așa, au devenit colegii mei. Și mă uitam la ei ca Dumnezeu, ziceam, domnul Pexa, vedeți că vă atacă, dați cu capul. Domnul Solomon, vă rog. Așa, deci așa te adresai lor, nu ca astăzi cu apelative așa mai ușoare, dar respect deosebit era. Nici nu facem termen de comparație pentru că nu merită, nu. Și nici nu vreau să încur povestea. Spune-mi, te rog, dacă pentru un minut Marcel Lăzăreanu ar fi antrenorul lui Marcel Lăzăreanu, ce i-ar reproșa? Pentru un minut. Nu pe o întrebare foarte grea. Întotdeauna a fost critic cu mine. Întotdeauna, inclusiv cu fiul, cu fiul meu. Și mai atâtea lucruri bune care este portar și care astăzi apar. Tu, cum intru pe ușă, măi, la încep să trage mine. Zic, mă, tocmai aia e. Nu ți le spun pe alea bune. Lasă-le, că ți le spun. Asta înseamnă să fii un tată bun. Înțelege. Așa. Dar ce mi-aș fi reproșat? Cu toate că ulterior, mi-am dat seama ulterior, că nu era cazul. Îmi reproșam că n-am avut o înălțime mai mare. Ca să pot să, și mi s-a spus la un moment dat, dacă erai mai înalt, cu 5, 6, 7 cm, apărai de nu știu când poarta echipei naționale. Și am zis că asta contează, înălțimea. Poate completez prin plasament, poate completez prin detentă. Am avut o detentă foarte bună, dar detenta nu numai nativă din partea părinților mei, am primit o genetică, dar am și lucrat foarte mult. Era un zid în partea aia acolo, cred că
L-am dărâmat eu înainte de a veni, cei cu excavatorul și care au demontat stadionul ăsta. L-am lucrat foarte mult și mi-a plăcut. Alții au spus la un moment dat, păi măi Lăzărene, tu te-ai sacrificat foarte mult pentru fotbal. N-ai fost în viața ta la restaurant, la bar, la discotecă, la cheful, o noapte n-ai venit undeva. Nu m-am sacrificat. Când iubești ceva, nu înseamnă sacrificiu. Am făcut-o cu dragoste, cum să spun, mă pregăteam. Pentru mine și șiretele când făceam, ghetele mine, cu seamă. La un moment dat, și poate unii au să râdă, Când eram copil, de-abia așteptam să se termine, după ce se termina meciul, plecau toți fotbaliștii și intram înăuntru și rugam pe magazioner să-mi dea o perie și într-o covată metalică de tablă, dacă ții minte, erau așa dreptunchiulare, curățam ghetele fotbaliștilor, le ștergeam, le puneam la uscat în saună și eram atât de mândru, stăteam până seara târziu, până terminam munca. Pentru că eu curăț ghetele lui Ivan Suc, a lui Georgescu, a lui Ivan Suc, a lui Pexa, de exemplu, sau Solomon. Pentru mine a fost un miracol tot ce se întâmpla în fotbal. A fost și este. Fotbalul este ceva frumos. Întotdeauna am spus că în viață, ce poate fi mai frumos decât dragostea și fotbalul? Pentru mine, nimic. În primul rând, acestea. Eu aș spune dragostea și sportul. Da, tu, din punctul tău de vedere, da, ești reporter sportiv. Să nu îndepărtăm pe aici. Sportul. Fotbalul reprezentând. Corect. Sportul dezvoltă, în primul rând, o nație sănătoasă. Da. Așa este. Sportul nu poate, ca mentalitate, nu poate fizic, să te încurce, psihic. Nu te poate încurca. Da. Dă-mi o poveste a Universității Cluj în vestiar cu atâția, Dumnezeule, nu am să-i mai înșir. O poveste. Și gândește-te că tu în anii aceia aveai un mare rival, un american. L-aveai pe Kojak. Aveai un mare rival. Da. Deci Lăzăreanu era poreclit. O poreclă americană. Da. Era greu. Începând cu Chelu, în deplasare mai ales, iar când mi se zicea cu simpatie, mi se spunea Kojak, sigur că da. Dar dă-mi o poveste dintr-un meci. Cred că ai foarte multe. Spunem despre ce. Orice. Am foarte multe. Ce poveste pot să spun? Ți-am zis povestea cu Fecearge, care a fost începutul poveștii. Începutul poveștii. Legendele de la mele, mijlocul a vieții mele. De la mijlocul poveștii. Este foarte greu să spun. Vreau să spun ceea ce... Acum, că cum era freamătul ăla al lui Marcel Răzăreanu în poartă, când peste 25.000 de spectatori, care eram ca muștele... Puțin 35, să știi. Păi eram 35. Eram ca muștele, cădeau din plop, dacă ții minte. Și de pe, marginea și de pe hotel. Marcel Răzăreanu în poartă și de obicei când veneau echipele din București, aveam emoții. Nu numai din punct de vedere sportiv. Cum era vuietul ăla? Cum simțea Marcel Răzăreanu în 6 metri? București, Craiova, veneau echipele mari. Acum nu cu malițiozitate să spun, dar erau mai mulți fotbaliști pe metru pătrat decât sunt în prezent și fotbaliști. Deci toate echipele țării aveau fotbaliști care oricând puteau să joace în echipa națională în anii 70, vorbesc. Mi-aduc aminte, hai să spun, să vorbim despre CFR, de exemplu. Meciurile cu CFR-ul, nu? Pentru că la un moment dat am fost întrebat cum erau meciurile cu CFR-ul și a spus că pentru mine erau sărbătoare. Noi foarte rar cu CFR-ul am avut, nici nu știu dacă am avut vreun meci amical vreodată. Amical în sensul de antrenament, de joc. Întotdeauna meciurile au fost oficiale. Oficial și în teren era o luptă aprigă, o dorință de a fi mai bun, de a câștiga, deosebită. În afară, contrar a ceea ce se întâmpla pe teren, eram prieteni. Foarte mulți fotbaliști de la CFR proveneau de aici. Și mulți de la UZ Cluj au plecat. Care erau inclusiv doctorul Rădulescu, Țegean, Marius Bretan și așa mai departe. Mulți. Sigur că da. Dar să nu însemna că eram dușmani. Ți-mi minte că la un moment dat, ani de zile, dimineața erau întâlnirile la ora 9 la Astoria, la cafea comună, așa. Și după antrenament seara, după antrenamentul de seară, tot acolo, în zona respectivă, la bere. Cu ei, miștouri, glume și așa mai departe. Deci nu era niciun fel de alt tip de adversitate decât în teren.
Ce atacant n-ai suportat? Ți era antipatic? Adică îți producea un mic fior pe șira spinării? Bă, trebuie să-l urmăresc pe ăsta și când stă, și când doarme. Ți-am spus, pentru mine cel mai mare fotbalist a fost Dobrin. Apoi, pe lângă el, și e clar, să răspund într-un fel la această întrebare. Era imprevizibil. Orice știa să facă, să punea mingea unde voia, și, inclusiv cu amândouă picioarele. Deci, oricând putea să tragă la poartă. Alt fotbalist, Balac, e un geniu. Un geniu, un talent care, păcat că din cauza unui accident, din păcate am fost la acel meci, l-am văzut când s-a accidentat la Baia Mare. Arezanos. Așa. La meciul de adio am fost, m-a chemat și am fost portar în echipa pe care el a format-o. A fost o onoare iară deosebită pentru mine. Un alt mare fotbalist a fost Dumitrache. Se înălța, avea o detentă fantastică și dădea cu capul unde voia el și cum voia. Era foarte greu. Se tot înțelegeau Solomon cu Pexa cum să-l antihileze. Unul sare, celălalt... Și, da, deci, de asta spun. Altul, Cămătarul, un munte, un uriaș, un atlet deosebit, perfect, care țâșnea, avea forță, ducea 3-4 în spate și lovea mingea de o trăzna. Altul, Oblemenco, avea un picior, atâta. Țin minte că a tras la poarta odată un șut și am ținut și mi-a prins, uite aici, mi-a prins bara, ca nu degetul. A prins șutul lui bara. În sfârșit. De asta spun. Mă uitam la picioarele lui și ca să nu spun, sunt câțiva, dar au fost mulți, mulți. Fiecare echipă avea niște jucători deosebiți de valoroși. Deosebiți de valoroși. Și vorbeam de public. Nu numai faptul, cantitatea, deci erau foarte mulți. Erau calitatea. Pentru Cluj am jucat și în divizia, și în divizia B. Nu a fost nicio problemă. Nu conta în ce divizie jucam. Erau la un meci cu Aurul Brad 30 și ceva de mii de spectatori, care astăzi este inexistentă. Sau cu Călanu, sau Deva, așa. Ca să nu mai vorbesc de meciurile adevărate, cum se spune, cu CFR-ul, care se pregăteau cu luni înainte. Cred că cei mai mulți spectatori pe care eu i-am văzut, cred că a fost la un meci cu Gloria Bistrița. Da. Cred că atunci a fost o Țin minte, nu știu dacă se rupe, ori nu se rupe. Așa deci e, când am câștigat, cu Gloria Bistrița, așa este. Am avut emoții că se rupe. Foarte mult, da. Eu am crezut că se rupe. La un moment dat spuneam că rămâne fără tribună și fără spectator. Cine era coleg de cameră? Eu am avut mai mulți colegi de cameră. L-am avut pe Tim Câmpeanu, pe Iosif Mureșan am avut colegi de cameră, care m-am înțeles foarte bine. Pe Florescu, apoi am avut 3 sau 4 generații, să zic așa, am acoperit. Am fost onorat să joc în aceste echipe. Marcel, dacă spun că suntem în prelungirile poveștii, mă crezi? Nu cred. Sper că de-abia am început.